După cele 3 luni de vacanță, elevii au revenit 2 săptămâni la școală. Ca în fiecare an, aceștia au trebuit să treacă și printr-un triaj epidemiologic odată cu revenirea în bănci. Medicii școlari au examinat pentru depistarea păduchilor, a micozelor, anginelor sau oricărei boli infecțioase. La nivelul județului Olt au fost examinați peste 50.000 de preșcolari și elevi. Numică le-a fost mirarea să constate că în școlile din județ încă sunt cazuri de pediculoză, infestare cu păduchi. Paraziții au fost depistați la aproape pe 140 de copii, nu doar din mediul rural. Acestora li s-au alăturat zeci de cazuri de micoze sau alte boli infecțioase. Medicii școlari au luat măsuri imediate și la recontrol mai rămâseseră doar 9 cazuri. În urma triajului epidemiologic după vacanța de vară, în unitățile de învățământ de la nivelul județului Olt, au fost examinați un număr de 52.432 de elevi, ocazie cu care au fost depistate un număr de 137 de cazuri de pediculoză, 22 de cazuri cu micoze, 104 cazuri cu angine și alte boli infecțioase, număr de 38. După prelucrare din cele 137 de cazuri de pediculoză, au, cu ocazia recontrolului la 7 zile de la depistare, au rămas doar 9 cazuri, cazuri care vor fi rezolvate ulterior. Infestarea cu acești paraziți este favorizată de neglijența regulilor minime de igienă individuală, spun specialiștii. Păduchii se răspândesc cu ușurință prin contact direct între membrii familiei și colegi de clasă. Păduchii rareori cauzează complicații. Unii copii pot să aibă o infecție a pielii pe cap cu erupție și cu nodul limfatici umflat pe gât. Aceste simptome sunt cauzate de scărpinarea repetată a pielii și suprainfectarea leziunilor.